Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta vreau să vă vorbesc despre manipulare. Pentru că trăim niște vremuri în care noi, oamenii, suntem din ce în ce mai ușor de manipulat. Și după ce o să vedeți filmulețul ăsta până la capăt, o să înțelegeți că lucrurile au fost făcute în sensul ăsta și că noi acum, în vremea asta, suntem extrem de ușor de manipulat. Uneori fără să ne dăm seama. Așa, dacă tot suntem la capitolul ăsta, dă click pe subscribe și pe clopoțel să te anunțe YouTube cum ai pun filmulețe pe aici. Dacă nu-ți place filmulețul până la final, îți iei click-ul ăla înapoi. Îți iei subscribe înapoi, că e al tău, nu e al meu. Da? Când sunt oamenii, ce înseamnă manipularea asta? Manipularea înseamnă să faci ce nu dorești tu și ce vor alții. Și cumva să te facă ăla să crezi că ceea ce vrea el să facă e de fapt ceea ce vrei tu să faci. Da. Când sunt oamenii foarte ușor de manipulat? Păi sunt atunci când au niște nevoi. Și când nevoile alea sunt atât de stringente și ei sunt dispuși să facă compromisuri sau nu, că dispuși ăsta este între ghilimele, pentru că la un moment dat s-ar putea să creadă că de fapt nu fac niște compromisuri, ci fac ceea ce vor ei. Deci sunt mult mai predispus să facă niște compromisuri decât dacă ar fi în mod normal. Și manipularea asta a evoluat de-a lungul timpului pentru că a intrat în nevoile noastre de bază. Adică noi suntem manipulați acum prin nevoile noastre de bază. Și nevoile noastre de bază sunt atât de dependente de ce se întâmplă în jurul nostru, încât e foarte greu să trăiești fără să poți fi manipulat prin nevoile de bază. Și a început cu hrana, cu apa și acum cu aerul. Gândiți-vă un pic și puneți-l în context. Și o să vedeți despre ceea ce vorbesc. Cu hrana. Păi, noi nu mai mâncăm ceea ce producem noi. Adică, noi nu mai mâncăm ceea ce producem noi personal, ca să vedem ceea ce, una, să vedem ceea ce, și să știm ceea ce s-a pus în mâncarea aia. Și doi, să nu ne ducem să cerem mâncare de la alții. Asta a fost prima chestiune prin care manipularea asta s-a manifestat. Și a început de după al doilea război mondial. Da, de când cu industrializarea s-a industrializat tot, oamenii au venit de la sate la oraș, nu mai puteau să de la oraș, nu mai puteau să-și asigure singur necesarul de hrană, că la oraș n-ai unde. Și atunci automat trebuia altcineva să le asigure necesarul de hrană. Da? În momentul în care altcineva le asigură necesarul respectiv de hrană, el este dependent de acel altcineva. În momentul în care ai mărit prețurile la hrană, deja omul începe să simtă că nu mai este ok. Și în momentul în care ai mărit prețurile, el deja începe să facă instinctiv ceea ce vrei tu să facă. Da? A continuat cu apa. Da? Gândiți-vă, noi nu mai consumăm apă de la puț. Apa nu mai este a noastră. Noi suntem dependenți de alții să ne dea apă. În momentul în care nu mai ai apă și mâncare, e foarte nasol. Deci deja ajungi să consideri că cei care nu-ți mai dau apă și mâncare sunt răi. Dacă ți se mărește prețul la mâncare și la apă, e nasol, pentru că ai nevoie de bază. Și poți fi foarte ușor manipulat prin asta. Noi toți putem fi foarte ușor manipulat prin asta. Și acum, ce a mai rămas? Aerul. Este singurul care a mai rămas din astea trei nevoi de bază, pe care toți le avem. Toată lumea asta, cei 8 miliarde de oameni, aproape 8 miliarde de oameni care trăim pe planeta asta. Da? Și gândiți-vă la ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Cumva aerul, care este un bun comun, tinde să nu mai fie al nostru. Aerul pe care îl respirăm ne va fi furnizat probabil de alții. Și asta este ultima formă de manipulare. Pentru că încet încet sunt foarte mulți dintre voi care nu le-ați văzut pe astea la alte. Acum, după ce vi le spun eu, e foarte posibil să le conștientizați. Oamenii acum 100 de ani erau mult mai puțin manipulabili decât noi. De ce? Pentru că aveau propriile resurse de hrane, propriile resurse de apă și nu erau dependenți de alții ca să poată să aibă și să mănânce și să bea. Da? Iar acum, în ultima perioadă, se atentează la ultima resursă
care a mai rămas? Aerul. Asta este ultima resursă care a mai rămas. Și în momentul în care va fi luată și asta, toată lumea va fi manipulabilă. Mai greu sau mai puțin, dar mult mai ușor decât acum 100 de ani. Deci mult, mult și cu resurse mult mai puține decât acum 100 de ani. Da? Gândiți-vă la asta, puneți-o în context. Uitați-vă la ce se întâmplă în zilele noastre, în jurul nostru și s-ar putea să înțelegeți că copiii noștri, copiii voștri, pentru că noi s-ar putea să nu mai prindem chiar foarte mult din perioada asta cu aerul. Dar e foarte posibil ca ei să prindă full chestia asta cu aerul. Da? Iar atentatul la aer se produce pe mai multe planuri. Se produce prin noxe, se produce prin virus, se produce prin praf, prin deșertificare, prin orice, prin foarte multe căi. Este ultima redută. În momentul ăla, când nu mă vom mai avea aer și va fi furnizat de alții, lumea asta va fi extrem, extrem de ușor manipulabilă și la îndemâna unora care produc așa ceva și care vor furniza așa ceva. Cam atât am vrut să spun. Dă click pe subscribe și pe clopoțel. Dacă n-ai dat la început, poate te-am convins acum. Rămâi cu mine aici când mai pun niște videouri interesante. Mulțumesc, la revedere!